Criza de medici de familie în România, semnalul de alarmă este lansat de președintele Colegiului Medicilor din România, Daniel Coriu. El susține că România are nevoie urgentă de peste 2000 de medici de familie. La momentul actual existând peste 420 de localități care nu dispun de un astfel de cadru medical. Coriu estimează că peste 10 ani țara noastră nu va mai avea medici de familie, în condițiile în care în prezent aproape 50% dintre cei aflați în activitate au peste 60 de ani și se vor pensiona în perioada următoare. În plus, arată președintele Colegiului Medicilor, tot mai puțin tineri intră în sistemul de sănătate, ponderea medicilor de familie familie cu vârsta sub 35 de ani, reprezentând doar 2,2% din numărul total. Daniel Coriu mai spune că afectate în mod deosebit de lipsa medicilor de familie sunt zonele rurale, în special județele Tulcea, Vrancea, Sălași, Covazna și Călăraș. Este necesar ca autoritățile să refacă sistemul de sănătate, astfel încât fiecare localitate să dispună de o echipă medicală completă, formată dintr-un medic de familie, un asistent omoaș, un asistent de pediatrie, un asistent de igienă și un asistent social, precizează Daniel Coriu.